preuniversitare, umare atenție asupra grădinițelor și creșelor. Și fac acest lucru pentru că, din păcate, după cum știți, în anii trecuți s-au descoperit nereguli și ați văzut și dumneavoastră, și faptul că eu vă pun la dispoziție astăzi o listă dată de Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean, în care veți găsi, și probabil că o veți publica, și bine veți face acest lucru, toate unitățile de învățământ preuniversitare autorizate din județul Brașov. De ce spun acest lucru? Părinții trebuie să fie în cunoștință de cauză unde plătesc și ce plătesc pentru copiilor, pentru că multe dintre grădinițe și școli sunt afișate niște autorizații DSV sau alte forme care nu țin loc de autorizație, parte din autorizație. În momentul în care unitatea de învățământ respectă toate normele legale, de la profesor care să fie, să aibă atestat profesional, respectă normele de hrană, de cubaj, zonele destinate copiilor, ele se pot autoriza și acredita. Trebuie și cred că e, așa e normal să fie, să avem un semn de întrebare asupra unităților de învățământ care nu au această acreditare, pentru că nu și-au luat-o dintr-un considerent sau altul. Ca urmare, părinții sper să consulte acest tabel și dacă creșa, grădinița unde și-au copiii nu se regăsește pe acest tabel, pot avea un semn de întrebare. Deci cea care nu e acreditată n-ar trebui să... Atenție! Nu! Da, ea se... Deci aici vedeți două coloane. Da. Autorizată și acreditată. Da. În ambele variante ele pot funcționa în regulă. De ce spun acest lucru? Prima fază, da. Prima fază în care începe activitatea și solicită acreditarea, ea intră într-o perioadă de autorizare. Este autorizată să funcționeze și o perioadă de 2 sau 3 ani de zile, nu vreau să greșesc. Monitorizată. Este, da, este supravegheată de inspectorat într-o formă sau alta, trebuie să, să ducă niște evaluări periodice și doar după ce trece de această perioadă intră în, este acreditată, definitiv. Nu are nicio problemă nici prima variantă, pentru că ea este și respectă normele impuse de, de minister, dar trebuie să mai treacă o etapă. Eu discut de cele care nu se află în nicio formă, nici de autorizare, nici de acreditare. Acolo e problema. Păi nu, eu v-am dat lista celor care sunt autorizate și acreditate, dar dacă dumneavoastră o să dați un click pe internet, o să vedeți că găsiți mult mai multe grădinițe în Brașov, mult mai mult decât cele care sunt pe lista aceasta. Așa, aveți în vizor. Absolut, da, pentru că noi aici vedem și școala, și școala din Făgăraș, Ecaterina Teodorei, tot așa. E privată, e în regulă. Vorbim de școala Prenț. Păi da, dar cum? Văd că la Făgăraș întrerupe activitatea începutul 1 septembrie 2015. Ok, dar ea până în momentul a funcționat în regulă. De asta aveți toate datele. La Prenț e super, tare a fost amuzat. Foarte frumos, asta zic, dar pe lângă, sunt poate și alte grădinițe care, ca aspect, arată foarte bine și nu se regăsesc aici. Atunci trebuie să avem un semn de întrebare, pentru că la un moment dat știu că era o problemă de hărțuire sexuală a unui copil în nu știu ce grădiniță, da? Acum un an de zile, nu mai știu unde am fost. Și tocmai după ce s-a intrat în profunzime, am văzut că la de fapt nu era un cadru didactic care să aibă o acreditare în acest sens, a avut niște probleme. Că asta înseamnă un tot unitar, de la documentele care se justifice și să legalizeze ca funcționare, până la anumite teste psihologice, medicale, care se fac periodic.